ești atrăgătoare, elocventă, intenționată și persistentă. Ai interese largi, inteligență subtilă, previziune și intuiție. Combinația dintre energia vie a numărului 3 și inteligența practică taurului creează în tine un adevărat maestru al comunicării. Ești un însoțitor fermecător și spiritual, dar tendința de a pune totul în minte poate uneori să ducă la mari probleme. Tu poți avea ceva de învățat pe alții în legătura cu ordinea socială. Nu ți este doar bine cunoscută psihologia socială, ci posezi și modalități pronunțate de lider sau vorbitor. Vocea ta se aude întotdeauna în mulțime. În plus, farmecul și mintea ta strălucitoare pot fascina publicul. Excelezi atât în emoții, cât și în logică. Ești pragmatic până în măduva oaselor, inteligența ta atinge dureros și profund. În calitate de membru al familiei, ești extrem de fiabil în momentele de testare, oricine poate obține întotdeauna sfaturi valoroase și necesare de la tine. Cu o minte sobră, practică, ești rareori dependent de fanteziile care nu pot fi realizate. Tu stai ferm pe pământ și te străduiești să găsești soluția cea mai eficientă pentru orice problemă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități: realism, încredere, blândețe, concretență. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este că simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă. Astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și pentru abilitatea de a găti. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea ta de a folosi resursele și forța de muncă ale altor persoane și a juca împotriva regulilor. Ești foarte sociabilă, carismatică, deschisă și încăpățânată. Ești educată, inteligentă, înzestrată cu o intuiție puternică, poți prezice dezvoltarea unei situații particulare. Ești practică și destul de activă și energică. Este plăcut să te aibă cineva ca interlocutor, vei fascina și vei vorbi cu toți, singurul lucru este că îți creezi adesea probleme pentru tine însăți, vorbind deschis despre toate planurile și gândurile tale secrete. Tu îi bucuri pe alții cu distracție, ești mereu în căutarea unor comparații comice și a unor comentarii inteligente. Această calitate contribuie la prestigiul tău într-un anumit grup social. Cu toate acestea, în spiritul tău poți merge până la sarcasm și atunci nu poți ieși fără probleme. Tu știi că energia este cel mai bine cheltuită pentru dobândirea prieteniei. Îți faci prietenii buni, aici te ajută înțelegerea psihologiei umane și abilitățile personalităților publice. Cel mai mare pericol pentru tine este entuziasmul excesiv al ideilor globale și al proiectelor sociale. Concentrându-te pe public, adesea uiți de vatra de acasă. Bineînțeles, bagajele cunoașterii tale despre societate sunt impresionante, dar se pune întrebarea, vei beneficia într-adevăr de acest lucru pentru tine însăți? Te distingi față de alții nativi din Taur prin astfel de diferențe de natură, farmec, loialitate și curaj.
Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 3 mai soarta ta? Universul ți-a dăruit un simț al justiției. Nu este surprinzător faptul că înțelegi perfect structura societății. Poți fi lider și vorbitor excelent. Toate aceste calități te pot plasa întotdeauna deasupra mulțimii, nu poți fi trecută cu vederea. Combinația dintre farmecul natural și mintea strălucitoare, interesantă, îți permite să fii mereu la vârf. Tu poți controla cu ușurință nu numai gândurile, ci și emoțiile tale. Ești un pragmatic unic, în plus ești întotdeauna foarte clar în limbaj. Glumele tale pot răni uneori, dar rămâi un tovarăș fiabil și prietenă loială. Dacă este necesar, nu numai că vei da sfaturi bune, ci și ajutor. Așa cum am spus mai devreme, ești practică, tu gândești clar și sobru. Nu este surprinzător faptul că în viața ta nu există loc pentru dorințe care să nu se mai întâmple niciodată. Întotdeauna ești capabilă să găsești soluția potrivită și o cale de ieșire din situația problemă. O caracteristică unică a ta este un simț uimitor al umorului. Reușești întotdeauna să-i faci pe oameni să râdă. Comentariile tale sunt inteligente, subtile. Comparațiile tale sunt ridicole și destul de caustice. Ca rezultat, poți ocupa un statut ridicat în societate. Poți fi însă adesea sarcastică, nu este surprinzător că din când în când ai conflicte și certuri cu alții. Totuși te dovedești surprinzător de pasivă în relațiile cu sexul opus, așa cum poți fi inertă în probleme de muncă și bani. Te concentrezi mai mult pe prietenie și pe dobândirea prieteniei. Dragoste și compatibilitate. Ești un partener dedicat, luminos și senzual. Fiabilitatea și loialitatea sunt elemente cheie ale relației tale. Căutând o dragostea și stabilitatea vieții de familie, cu atât mai mult îi patimă pentru libertatea de a-ți realiza interesele. În viața personală, nu ar trebui să fii prea pretențioasă. În mod paradoxal, dacă ești necăsătorită, ești pasivă în relațiile cu un partener, manifeste ezitări și chiar timiditate, îți lipsește curajul de a face un pas reciproc. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alții reprezentanții elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Studiezi sociologia și legile societății cu interes. Ești capabilă să gestionezi perfect mulțimea, ești un bun vorbitor, competentă, inteligentă, vizibilă, carismatică. Știi să păstrezi controlul complet asupra publicului, asemenea unui șarpe boa asupra unui iepure. Ești pragmatică, practică, trăiești aici și acum, rareori te înalți în fantezie și visare.
Ești o prietenă de încredere care va ajuta mereu, mai ales că ești indispensabilă în situații de criză în care nu-ți pierzi niciodată capul. Tu stai pe pământ cu ambele picioare și ești întotdeauna ocupată cu rezolvarea problemelor casnice sau de lucru de zi cu zi. Ești întotdeauna optimistă, iar umorul tău spumantă te va evidenția cu siguranță în orice echipă. Se întâmplă să fii prea dependentă și mergi prea departe cu sarcasmul caustic. Ești capabilă să efectuezi perfect activitatea de mediere, ești indispensabilă în rolul de judecător și consilier. Poți fi de asemenea, om de afaceri bun, având capacitatea să analizezi perfect situația și ești capabilă să prezici evoluția ulterioară a evenimentelor. Poți fi un consilier strălucitor, mediator, arbitru. Perspectiva ta și capacitatea de a calcula mișcările sunt foarte utile în afaceri, astfel încât poți avea succes ca analist și manager de marketing. Sănătate și boli. Îți place să mănânci? Prin urmare ar trebui să fii atentă la supraalimentare, dar din fericire ești foarte mobilă. Natura ta independentă îți dă tendința de a practica sporturi solo, jogging, ciclism, mersul pe jos, yoga. Cu toate acestea, aptitudinile publice te pot ajuta în jocuri de grup, cum ar fi basket, fotbal. Îți place să gătești? Întruchipezi cu bucurie talentul tău culinar de dragul prietenilor. Pentru a-ți menține sănătatea, ar trebui să protejezi gâtul și corzile vocale. Soarta și norocul. Universul te-a înzestrat cu abilități diverse și numeroase talente. Nu ar trebui să fii împrăștiată și să-ți risipești energia în zadar. Alege ceea ce îți place, direcționează abilitățile și energia în avantajul tău. A face bine, aducând recompensă sufletului în această lume, să fii milostivă, bună, vei fi răsplătită cu multă bogăție. Viața ta va fi prosperă și fericită. Sfaturi pentru tine. În relațiile personale nu mai ești tu însăți, ești timidă și nu îndrăznești să arăți că ți place de cineva. Gândește-te la propriile motivații, măcar la fel de mult cât te gândești la motivațiile celorlalți. Amintește-ți de prietenii tăi. Investește mai multă energie în relațiile personale. Nu ezita să intri în acțiune atunci când este vorba de chestiuni sentimentale. Trebuie să-ți exprimi mai des sentimentele prietenoase calde, să arăți în mod deschis că prețuiești prietenii și familia și că prețuiești comunicarea cu ei. Entuziasmul puternic pentru orice știință, mișcare socială sau proiecte sociale, îți dublează cunoștințele, dar nu realizează fericirea personală. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei sălii de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cuție scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea,
Chiar și femeile în vârstă colectează jucării noi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind de naturală, poți fi angajat în lucrul cu acești, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.